și domnilor, și bine ați venit la show-ul nostru, Giuvlipen! Vă prezentăm albumul nostru, Corp Urban! Disclaimer! Orice asemănare cu realitatea este voită! Orice realitate este discutabilă! Orice discuție este polemică! Wow. Orice polemică este subiectivă! Yeah, yeah. Subiect este personal. Da, da. Orice corp este personal. Da. Orice corp este o persoană. Da. Orice persoană are dreptul de a ști, de a investiga, de a explora, de a decide. Da, da. Ce face cu copii? Alături de noi, în seara asta, invitată specială este Okay.
ce nu cred că mi s-a rupt apa. Nu, nu. Nu zic nimic. Mi-e frică. E din ce în ce mai mult în jurul meu. O femeie dintr-o parte la geam zice: cred că pleacă trompele de data asta. Lasă-mă că moară bărbatul. Măcar de moară. Naștem și noi azi? Intră doctorul zâmbitor. Da, naștem, zic eu, duce așa până la o parte. Fețele tuturor se luminează. Mă, fată, ia să văd. Ești cam mică. Am 18 ani. Nu, dragă, văd că ai bardinul mic. Prima naștere? Da. Păi dar nu o să fie ușor. De ce n-ai zis până acum? Mă, dragi. O să fie complicat. Uite, n-are loc să iasă. Lasă că e tânără și rezistă. Nu știu cum să stai la prima naștere, domnul doctor. Eu cu tine nu discut. Ți-am zis să nu te mai întorci aici. Domnul doctor, credeți că mie îmi place că m-am întors? E, că născut nu-ți place, dar să te fuți, ți-a plăcut. Râde. De tine mă ocup mâine la trei. Către asistentă. Pregătește sala. Mă, fată, ia să văd. Nu e bine. Nu e bine? Nu e bine. Aha, nu, nu, nu e bine. Din cauza durerii am un moment când creierul meu scurcircuitează. Copilul! N-ai fost la control. Aha, n-am fost, nu. N-ai avut bani. N-am avut bani. Păi, dar nu e bine. Nu e bine? Nu e bine. Ah. Să fie în siguranță. Copilul, vă rog, să fie în siguranță. Vă rog, copilul. Dar ce rost are să riscăm? Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Copilul, vă rog, vă rog. Copilul. Eu nu vin pentru tine de acasă altă dată. Doctorul nu vine pentru mine altă dată de acasă. Copilul. Hai, semnează. Semnez. Semnează. Semnez. Semnează. Semnez. Repede, repede. Prima cezariană. Wow. Operația de cezariană este intervenția chirurgicală prin care copilul se naște în urma inciziei abdomenului și apoi a uterului. Da, da. Cezariana durează în medie 40-50 de minute, în timp ce travaliul în cazul unei nașteri naturale poate dura de la câteva ore până la o zi întreagă. Da, da. A doua cezariană. România este pe primul loc la raportările cezariene. Wow. În unele spitale din București, procentul ajunge la 60%. Da. 80%. Wow. Dar Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca procentul de cezariene să nu depășească 10-15%. A treia cezariană. Oh, am început rost. V-am speriat! Oh, e ok. Haideți să ne destindem puțin. Haideți să ne destindem corpurile după o zi obositoare de muncă și să ne imaginăm orașul nostru, București. Toată lumea știe că după o zi obositoare de muncă, sexul, sportul și munca fizică te fac să dormi mai bine! Sportul, munca fizică și sexul! A doua piesă de pe albumul nostru Corp Urban se numește... Hashtag! Maria Rossetti! Hashtag! Identitate! Hashtag! My body, my rules! Hashtag! My body is a temple! Hashtag! Mm-hmm.
noapte. Pe străzile orașului plutește un miros de tei. Se aud muzici de la terase. Și oamenii din brață, cu excitație colorată de corpuri transpirate, care vor alte corpuri la fel de transpirate, cu care să transpire niște transpirație proaspătă. Și unii au corpuri din astea pe acasă și le duc în concedii sau vacanțe misionare, ups, în Bali, la Bulgari sau Eforie. Și alții pulsează de dorință. Pe străzile orașului nu e lumina neoanelor lasă puțin loc de mister pe bulevarde, împingând de pată pe străduțele mici întortocheate din spatele lor. Welcome! Mișto la mea! Willkommen! Bienvenue! Bine ați venit! Aha! Toată lumea zice că aici simți orașul. Pe străduțele astea din spatele marilor bulevarde centrale de pretutindeni, să-și ieșe adevăratul spirit al orașului, partea cea mai vie a corpului său. Probabil organele sale genitale. Așa-și imaginează ea orașul când iese pe străzile lui, pulsând de dorință, dorință de bani. Trebuie să trăiesc. Bani. Să trăiesc. Bani. Să trăiesc. Bani. Să trăiesc. Să trăiesc. O vezi? Să trăiesc. Să-o imaginez? Să trăiesc. Boasă niște cizme lungi de late. Să trăiesc. Care urcă pe picior. Să trăiesc. Până fix sub genți. Să trăiesc. O rochie mulată. Să trăiesc. Elastic. Albastră. Să trăiesc. Și corpul. Să trăiesc. Dar corpul cu carnea sare ca piatra și pielea catifelată de om tânăr. Corpul pe care îl vrei, îl dorești și despre care nu vrei să știi nimic mai mult decât cum se simte. În seara asta la 10 am o programare. Vine că eu am răbdare și nu judec. Se scoală greu, dar eu nu cer mai mulți bani pentru asta. Eu cer la prestație, nu la timp. Greu să mai pierzi fidelii. Numai strada ce era odată. Și vine băiatul. Și vine el cum vine de fiecare dată, poate chiar mai abătut ca de obicei. Intră în camera mică de 4x4 cu reșou și divanurile. Radioul merge în surdină. Pune câteva bannote pe măsuță și zice: happy. Nu mi-a plăcut niciodată sexul, dar m-am prins repede cum se face. Hai. Am putut întotdeauna să fac sex cald cu sânge rece. Hai. În fiecare zi îmi încotru cu creme și alificat o mașinărie complicată, care necesită atenție specială și tandrețe. Hai. Iar înainte să adorm, îi mulțumesc că e bun și produce. Hai. De 35 de ani produce. Hai. Cantități industriale de spermă. Hai. Și de bani. Băiatul frumos pe care te aștept să-l vezi, ținând de talie sau mușcând femei frumoase și sexy, întoarce femeia de 65 de ani cu spatele și o penetrează adânc cu furia organului, cu greu tărit, cu mintea goală și orice sentiment absent. Nu zic nimic. Hai!
deși începe să mă doară pieptul. Hai! Încerc să respir. Hai! Și știu că nu mă doare sufletul. Hai! Pentru că nu l-am niciodată bucat atunci când muncesc. Hai! Simt o gheață care mă strâng. Hai! 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 Respirații aici mă trec pe tot corpul. Hai! Hai! Are după aer la mânt. Hai! 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 Vreau să-i spun doar! Femeia cade ca un animal împușcat. Băiatul frumos este străfulgerat de un curent electric prin tot corpul. O susține cu brațele lui puternice și mai împinge de două ori ca să termine. Termină greu. Face doi pași. Apoi se ridică de pe mine. Acolo pe divan zace o bucată de carne ciocolatie și oapă. O bucată de carne care acum strică momentul. O bucată de carne care provoacă un oarește sentiment de scârbă. Băiatul frumos și curat se simte liberat de surplusul de tensiune sexuală care aproape că-i atrofiase creierul. Mai ales în nopțile astea de vară toridă. Îi place de el și de organul lui. E mulțumit. Ce senzație rară. Se prată. Și aprinde o țigară, zâmbește. Tocmai a descoperit ceva. I-a plăcut valul de adrenalină care i-a cuprins tot corpul atunci când i-a leșinat. O să mai vrea asta. Probabil i-a tras-o mai tare ca de obicei. Atunci când i-a leșinat. A leșinat? A leșinat. Ia, o strupește cu apă rece pe față. Hai, mai e vezirea! Iei apa, îi amintește de nopțile în care le strângeau polițiștii în mijlocul străzii și le udau cu furtunurile de apă. Nu își revine. Nici nu știe dacă vrea, de fapt. Băiatul frumos este cuprins de un sentiment ciudat de panică. Dacă... Mama a venit-o. Mirela. Vacanța la Roma. Berea cu băieții. Cine am familie. Îi dă câteva pane peste față. Ce bătrână e. Ce bătrână e! Scârba! Ăla sacul! Vine o colegă. Vine a doua. Ce-ai făcut? Are probleme cu inima și nu vrea să priceapă că gata. Trebuie să facă numai scurt. Ei, lasă că-i dau niște sări pe la nas. Fă, dar de ce dracu n-ai grijă de tine? Eu! Uite, poate te zice special așa! Iar era asta fisură din aia anală. I-a rupt ăla curul și l-a leșinat de durere. Bine că nu-i cu inima, că nu știu ce făcea la boala ei. Da, și poate că asta e rezistent. Cât a văzut ea la viața ei. Hai, fă, te-ai trezit că ne-ai speriat pe toți! Încep să aud. Deschid ochii. Din ceața lăptoasă se disting niște figuri. Du-te la spital! Bine că ți-au lăsat banii pe masă. Dar ia un taxi! Noi trebuie să ieșim, că e nu știu ce veci, o să fie plin de străini. Îmi revine sângele în corp. Banii. Bine că mi-a lăsat banii pe masă. Speria și nu să mai vină de acum. Și ce greu e să mai ai clienți fideli. Și nici măcar nu erau ciudat din ăla de reșită să mă cac pe el. Ce o să zic acum la spital? Eu o să mă cer de asistentele. O să zic. Mama ei a revenit. Din pula ai trăit de pula o să mori. Nu-ți mai ajunge. E las. O să stau pe vară 2 săptămâni și o să fac numai scurte. Bine că e vară. Și nici la biserică nu pot să mă duc. Păi dar nu pot, mă, mamă, că am făcut sex azi, nu sunt curată. Abia peste 3 zile. Ce ghinion, tocmai când erau străini în oraș. Ăștia plătești cel mai bine. Ce-o mai face fiul meu? Da, nepoții.
nimeni de milă. Uite, eu am vrut așa. Eu am ales. Da. A fost puțin greu, dar acum e mai greu că am îmbătrânit. Dacă mi-ar ieși planul cu Maria Magdalena, ce bine ar fi. Da, domnule, să fie legal. Să avem și noi un centru al nostru. Păi ar fi bine și pentru mine și pentru fete, că uite, iarna stă pe stradă și ghețăm. Poate anul viitor. Lasă. Până mă vinde, fac numai scurte și asta e, văd eu. Bine că e vară. Bine că nu e iarnă. Că iarna e cel mai greu pe stradă. În concluzie, alege viața. Alege să ai familie și copii. Alege o carieră. Alege viitorul. Alege un apartament de închiriat cu două camere. Alege să stai în fața laptopului așteptând inimioara sau like-ul. Alege avortul. Alege contracepția. Alege poliamoria. Dacă astea sunt problemele tale de alegeri, da. Ești inimaginabil de norocoasă. Wow. Dar dacă te-ai născut în mahala, dar dacă o să fii vânată când mergi la școală, dar dacă te-ai măritat minoră cu cine nu ai ales, dar dacă îl îngrijorezi pe președintele țării că te îndrăzești prea mult, wow. Dar dacă băieții de extremă dreaptă îți vor oferi 300 de lei ca să fii sterilizată, atunci Solinion, n-o să ai privilegiul să alegi. Oh. A treia piesă de pe albumul nostru, Corp Urban, se numește hashtag supraviețuire, hashtag pain, hashtag the gypsy hitter is when, hashtag fighting girl, hashtag power to the women. Mă
am căsătorită foarte tânără. La 15 ani îmi purtam un cal. Mă așteptam fiecare zi când veneam de la școală. Făceam naveta, îmi plăcea la școală. Într-o zi m-a așteptat când am coborât din autobuz, m-a luat pe sus și m-a dus după un colț. Nici n-am apucat să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Uniforma pătrățele s-a pătat. Îngrozitoare de multă. Ai mers la bucura pe etajul. Și că o să stau la șosea unde era drumul asfaltat. Viața frumoasă în cursul ei normal. Până la piață. Oricum nu vorbeam cu alți bărbați, era și era și gelos. Acasă eu țineam toată gospodăria. Eu spălam eu călcam eu fășa de mâncare. Eram sclava lor. Din când în când mă bătea, găseai el motiv. Așa sunt bărbații. Acasă ai mei nu mai primeam, că acum eram la casa mea și aveam bărbat. Dacă lăsam, îl făceam de rușine. Și rușinea e cel mai îngrozitor lucru din lume. Rușine, 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 rușine. Timpul trecea și eu îmi rămâneam însărcinată. Mă rușinam în fiecare lună când vedeam picșorul ăla de sânge care curge din mine. Eram leșinată. Mi-am revenit după câteva zile. O doctoriță mi-a venit la mine și mi-a spus că în curând va trebui să eliberez matul. Nu mai sunt o urgență. Apoi a venit o alta care mi-a spus că vai de mine câte o șcioare rupteam. Corpul meu era un câmp de bătălie. Când plângeam, mă durea ceva pe interior, o carne ruptă pe dedesubt. Nu m-am dus acasă. Am dormit pe noi, pe parc câteva nopți. Și m-am plimbat cu tramvaiul. Îmi plăcea tramvaiul. Mă făcea să mă gândesc la un tren care mă duce departe. În alt oraș, în altă țară sau cine știe, poate chiar în altă piață. Dar tramvaiul mergea întotdeauna la periferie. Iar tocmai de acolo încercam să scap. Nu voiam să fac strada. Nu știam pe nimeni. M-am dus acasă. Era turbat. A spus că sunt curvă, de asta n-am venit mai devreme. Iar am ajuns la spital. A devenit o obișnuință. Nu încă mă uitam gol și într-o zi speram să mă bată. Atât de tare încât să mor. O doctoriță mi-a spus că asta se numește depresie. Nu știam ce aia. I-am zis să mă mai țină câteva zile în spital să nu dea drumul acasă. Mi-a spus că știe ea cum suntem noi astea ciorile. Că acum ne batem, acum ne iubim. Să ne rezolvăm problemele acasă. Și ea are familie. Și ei e frică la câte s-au întâmplat. Nu pot să fac nimic singură. Sunt minor. Aștept ziua în care să plinesc 18 ani. Atunci o să fug. O să plec undeva în Italia. Sau în Spania. Oricum undeva unde e cald. Aș putea să fie la o terasă pe malul mării. Am 17 ani. Bărbatul meu s-a apucat de droguri. Toată ziua tutuia la cald în fetică incinse. Tot timpul e numele lui. Înainte aveam bani, am luat plasmă și aifoane. Erau bune și alea. Când lua, cădea așa într-o letargie. Apoi când nu mai erau droguri, o lua în asta. Rușine, 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 rușine. Într-o seară
a venit acasă cu doi bărbați și m-a pus să mă urc cu ei. Plângeam și tremuram toată. Nu i-a deranjat prea tare, îi excitam cu cățima. Rușine! La sfârșit mi-au dat și mie niște drum din ăla. Era pentru prima oară după 2 ani jumate, când în sfârșit era bine. Nu mă mai durea nimic, nici pe dinăuntru, nici pe din afară. Aveam 17 ani și 9 luni. Nu am mai plecat niciodată în Spania. L-am înjunghiat de 8 ori. Mi-au dat 25 de ani. Rușine! Mala, 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 mala
Ala. Hai la acum, Ardejo, bagă pasul ăla la valoare să-l auzim. Ia uzi, facem o dedicație specială, se știe, pentru lumea sată 10 stele, facem un program frumos pentru toată lumea și pentru Mărioara, Regina Mahalale. Hai Mărioara cu motoarele în față acolo să te vadă toată lumea ce motoare ai, auzi. Hai motoare, hai motoare, hai motoare, dale asupra naturale. Haide Mărioara, bine! Și-a trăit Mărioara în Mahala, de pe o zi pe alta, cu gândul la o viață mai bună, cu ceva speranță, ță-ță-ță! Hai, cicoare! Voi vedere, cicoare, vreau sărăcia mare, voi vedere pe mine, sărăcia e un chin, Mărioară din Giulești, nu e simplu să trăiești. Și-a făcut Mărioara primul copil, și a ajutat-o Dumnezeu să-l nască sănătos și fără cezariană. Adevărat! Facem ceva special pentru copilul Mărioara, care s-a născut cu stea în frunte ca maică-sa, va fi prințul Mahalale! Este vă, băiatule, vă! Hai, Mărioara! Nu știa cât de Mărioara, dar era curată și cu frica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a ajutat-o, că El a făcut-o din carnea și sângele Lui. Și era responsabil Dumnezeu. Haide! Foare pe trei sucele! Nu mai dă doamne pe lele! Foare pe lele steja! Ia-te sufletul amar! Foare pe trei sucele! Nu mai dă doamne pe lele! Foare pe lele steja! Ia-te sufletul amar! Din Giulești! Știe! Și-a dat Domnul și după 2 ani fără medic de familie, a venit la ei Mahala, o doctoriță. Facem bucata asta specială pentru doctorița care a venit în Mahala, la mare valoare. Iau pentru doctoriță, ne trage bani la doctoriță. Am arașă de bani pentru doctoriță, mă! Se știe! Haide, Mărioară, o bagă! Și viața a fost mai bună. Că acum era cineva care s-o blogea stărânile Mahalalei, că oameni sunt și ei, și doctorița e slujba umanității. Și acum bucata asta, facă pasul la mai tare. Așa, facem și noi special pentru această umanitate. Ia uiți, Mărioară, bagă motoarele alea, că să suntem nervos, să agităm oameni aici. Hai cu motoarele alea, ia uiți dedicația pentru umanitate. Hai, amici! Hai umanitate, hai umanitate, hai umanitate, oh, oh, umanitate. Hai umanitate, hai umanitate, bagă, 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 bagă! Este, bă! Bine, bă! Și s-a întâmplat întâmplatul! Foarele de noce și inima tău mi-a dat greș, foarele de mărit, lumea în loc sorti, foarele. Începea să dea de picioare, se adică în curând va vrea să iasă. Și inițial la Mărioară de oarică și cu purta de 7 luni jumate la gură, s-a adus într-un suflet la medicul de familie. S-o ajute, s-o liniștească, să-i dea trimitere la specialist. Adevărat, a venit specialist la mine Mahala, are bucurie pe toată lumea, se face special pentru specialist să trăiască 9 ani fără reparații. Și-a stat cu minte să-și aștepte rândul. Și orele treceau, treceau. Și plorul ei se făcu foame. Și începu a plânge ca un copil înfometat ce era. Și nimeni nu o lăsa înainte. Și doctorița nu știa să numere. Ia uzi, am o dedicație pentru doctorița de la Medi Mahala, care nu știa să numere. L-am învățat noi la mare mamaie. Ia uzi ceva special. Hai, Mărioară. Fără număr, fără număr, fără număr pentru doctoriți. Fără număr, fără număr, fără număr pentru doctoriți. Fără număr, fără număr, fără număr, fără număr pentru doctoriță, mă!
lua doctorița noastră tot timpul pacienții după numărul de bandute din plic și nu după bon. Și probabil frustrându-se că a numărat atâția bani și de ce a ajuns tocmai ea în mahalaua aia, că ce ea nu merită o viață mai bună, uitase că aș vrea să-și pună viața în slujba umanității. Dar nu-i nimic, că ea, mărioara, avea să se uite în ochii doctoriței. Ca de la om la om, ca de la femeie la femeie. Și doctorița avea să înțeleagă că e disperată. Și oricum știe toată lumea că mărioara e femeie, corect? Adevărat. Facem acum pentru toate corectele din sala asta. Ia să vedem. Toate femeile corecte cu bărbații lor să ridice mâna. Hai, hai, pentru toate corectele cu bărbații lor se știe. Ia uite ce zice Marioara. Hai, corecto, hai, și deschise doamna doctor în sfârșit ușa și îi zise mărioarei: intră. Și mărioara a văzut speranță și intră. La ce merge? Ia asta mic bolnav, doamna doctor. Are febră. Nici eu nu mă simt prea bine. Te-ai spălat azi cu altă mărmă pe tine. Doamna doctor. Așa zice soția, m-a văzut să pun culorile. Ai asigurare? N-am, doamnă. N-am. Dar banii ăia trebuie să plătești. N-am, doamnă, că sunt necăjită. Păi și eu cum să te ajut așa? Adu săptămâna viitoare când iau ajutorul. Doamna doctor a scos telefonul și a început să mă filmeze. Mi-a cerut să repet. N-am acum bani, dar îi aduc săptămâna viitoare că moare copilul. Fii atentă că te am aici și o să te vadă tot orașul. Nu se mai uită la noi. Ce ziceai, care? Febră, doamnă dragă. Și cred că încep și eu. Păi dacă mâncați din gunoaie! Iau trimiterea. Iau copilul cel mare de mână, cu cealaltă mână îmi țin burta cu copilul cel mic, ies din cabinet, golul e încă plin. Socul meu ne ia pe sus, ne urcă în dace și mergem la spital. Eu facem ceva special, se știe, pentru socul Mărioara și pentru Mărioara, care au ajuns în sfârșit la spital, să-i ajute Dumnezeu să fie de bine. Iau Mărioara că e pentru tine, hai și cu noi, hai de bine. Hai păia, 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 că e tândă roșimea, sus pe ea și n-o lăsa, că îi place viața. Adevărat. Și acum ceva pentru socrul Mărioara și pentru Mărioara. Ia pacina patului Mărioara, ua! Regina spitalului Mărioara, ua! Că mai mânca, mai paraliza, mergea boală, 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 boală. La margina patului Mărioara, ua! Trecerea bărbatului Mărioara, ua! Că mai mânca, mai paraliza, mergea boală, 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 de frica. Și era spitalul nostru jegos, și erau saloanele aglomerate, și erau medici obosiți și medicamentele puține. Și totul părea blocat în timp, cândva de mult când iPhone-ul părea ceva futurist, iar Europa un vis frumos și de suiet. Acum facem o dedicare specială care îmi place mie cel mai mult. Iauzi, facem pentru Europa asta frumoasă, să fie sănătoasă ca vizat în Uniunea Europeană, cu toții se știe. S-a dat 500 de euro pentru Europa! Pentru futurist! S-a dat 1000 de euro! Și pentru cel mai adevărat, pentru iPhone, ia să vezi, 15, 16, 17, 18,
în cenușii. Pe un pat mic cu așternuturi rupte și gălbejite. Și plângea, plângea de se rupta cămașa de pe ea. Să vină cineva să se uite la ea, codura tot corpul. Dar nimeni nu venea. Și era frică să strige după doctor. Să nu cumva să se supere pe ea dacă o văd că e nemulțumită. Să se răspune, Doamne ferește, pe copil. Că mai auzise ea. Că dacă n-ai bani, ești la mila lor. Că poate o ajuta Dumnezeu și dă-te un doctor cum se cade. Și trecu orele și în salon asistenta aduse o albă, care se făcu și mai albă când o văzut pe Mărioara. Și irisul ei albastru și mai albastru. Și auzi ce zice Gagia. Dar ce să cauți noi aici? Ce să cauți eu în salonul ăsta de țigani? Eu vreau să dorm de la moarte. Deci dacă mă mutați aici, o plecesc în natura și o să mă aveți pe moștiță și pe mine și pe copil. Dar ce să caut eu cu oameni ăștia aici? Păi se audă din spital în casă. Mărioara e pe masă. Nu vine ea să o vadă. Și eu de acum ceva pentru socrul Mărioara. Păi am plânsut de la fata mea, care mi-a rupt inima. Păi nu vine doctorul la ea, mă. Doamne, rugați-și până ta. Hai, Mărioara, mai departe, că ești ale fale mahala. Nu vine nimeni să te vadă, căci că nu au putut. Căci că să mai era. Doctorul zice? Probabil e o infecție. Eu simt că acum nu vine să nască. Și zic, simt că vine și ăsta la altul. Hai, dar stai liniștit, de unde te grăbești așa tare? Salonul se umple de mame tuciurii. Am deja o știu că sunt aceasta cu tuciurile. Facem ceva cu totul și cu totul special de la casa pentru toate surorile noastre tuciurii din salonele de țigăci, că e mare vizienie și jale acolo și facem ceva din suflet pentru ele, i-a auzit. Facem special pentru lămâia, facem special pentru frusina, pentru ambulanța, pentru mercedesa, pentru violeta, pentru lăcrămioara, pentru toate ale noastre din salonele de țigăci, se știe nașterea ușor. Pentru toate ale noastre care dorm în patru sau pe lângă patru cu copiilor, am mai văzut murdărie la viața mea, dar mi-e frică de ea. Oare o să ajungem și noi vreodată în salonul ăla bun? Ăla nou de sus făcut pe bani europeni. Pentru toți banii ăștia europeni? De ce râdeți? Ați luat și voi tot pentru toți banii europeni care vine și pleacă, uite așa? Pentru toți care au luat fonduri europene, se știe, pentru Guvernul României, fără număr, facem, pentru toate ONG-urile care au luat bani europeni, bani norvegieni și elvețieni de toate națiile, pentru integrarea romilor, doi de rațuri, bă, se știe, hai pe numărul. Mă doare foarte tare burta. Nu se ocupă nimeni de mine. Vin rude în vizită și le spun că nu se uită nimeni la mine. Socrul meu bagă bani în toate buzunarele pe care le vede. Și acum facem pentru toate buzunarele din spitale. Începând de la portar și terminând cu doctorul. Iau să fie bani în toate buzunarele doctorilor și ce dedicație avem pentru ei. Hai, băi, oameni, hai, am de joc. Buzunarul știe multe limbi străine, euro și lire, plin de fericire. Buzunarul știe multe limbi străine, euro și lire, plin de fericire. Buzunarul, hai, buzunarul. Din mine curge un lichid uscos și am senzația că mi se umflă burta și o să explodeze. Pe copil au luat de lângă mine. Aud un țiuit. Femeile din salon se roagă pentru mine. Doctorul vine și zice... Dar ce-ați făcut cu asta? Voi nu vedeți că e aproape moartă. Intrăm de urgență în operație, pregătește sala 2.
Socrul meu semnează că eu am refuzat îngrijiri medicale, deși nu știe să scrie sau să citească. Dar ce-ați făcut cu asta, mâncau așa tare? Dar de ce o lăsați așa? Dar de ce nu mi-ați arătat mă și mie analizele alea ce scrie acolo? Dar m-a dus să o fie, o duc moartă, mare copii acasă! Doctorul zice că e o infecție și că acum s-a răspândit în tot corpul. Odată admis printre membrii profesiunii de medic, mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității. Și mama a murit de tânără. Voi păstra profesorilor mei respectul și recunoștința care le sunt datoare. Nu mai avem ce să facem acum. Voi exercita profesiunea cu conștiință și demnitate. E în comun. Sănătatea pacienților va fi pentru mine obligație sacră. Dumnezeu vine rar în mahala. Voi păstra secretele încredințate de pacienți chiar și după decesul acestora. Am pierdut copilul. Voi menține prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiție a profesiunii de medic. Colegii mei vor fi frații mei. Apoi văd o lumină albă. Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, partid sau stare socială. Merg către lumină. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană, de la începuturile sale, chiar și sub amenințare. Și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității. Las în urmă, mahalaua. Fac acest jurământ în mod solemn, liber și pe onoare.